Ați văzut știrea, am ajuns campion mondial la videochat. Și vreau să vă întreb de ce credeți că suntem pe primul loc la așa ceva și nu la altceva. Mai serios. Păi, depinde și de persoanele care sunt la capitolul ăsta. Nu le are ea. Nici eu, dar nici eu. La videochatul ăsta spuneți? Videochatul ăla care îi spuneți dumneavoastră sunt foarte, cum să cade, de bele. Persoanele care practică așa ceva? Da, cum sigur că da. Un mesaj pentru Constituție că e ziua ei astăzi. Ce-i transmis Constituției? Să se trezească. Ce e Constituția? Sincer, nici nu mă interesează. Ajută la ceva sau Constituția asta? Nu mă ajută cu nimic. Fiecare în dreptul lui. Ai citit-o vreodată? Știi ce scrie în ea, în Constituție? Nu, nu știu exact ce. Dar ce crezi că scrie în Constituția României? Ce scrie acolo? Ce poate scrie? Despre tradiții, despre abar n-am, nu știu, ceva de pe acolo. I-aș trimite eu vorba așa lui domnul președinte, ca să vină așa, să vină el în locul dumneavoastră, ca să nu mai muciți dumneavoastră. Ar fi bine. Oricum. Părinții 3, părinții 4. Dar ce bă, tu ai 4 părinți? Doamne, Maica Domnului. Bă, băi, spar, Doamne. Că tu ai 4 părinți. Păi câți părinți? Na, bă, mă, ai 1, cum spune, 1, 2, atât, maxim. Nu ai 4 părinți. N-ai, bă, tu ești păcut din 4 semințe? Vezi, asta de spărțită, poate să fie 5, 6, 8, 10, fără mijloc. Din 4 semințe, măi, tu ești într-o singură sămânță, mă, ce dreacu, mă. Doamne, iartă-mă, vorbim. Nu o să vă luați după normele astea europene, să spuneți părinte 1, rămânem la mamă-tată. Mamă-tată, băi, bineînțeles. Ce nu mai e respectată Constituția? Nu vedeți ce guvernul, cum... Nici nu știu cine e pe ministru. Vă dau cuvântul meu de onoare, că tot zice că vine Câțu, că vine Mâțu, că vine... Nu știm exact cine e. Pus o întrebare exact de care trebuia. Dacă și asta mai este Constituție, atunci noi degeaba trăim. Ce nu vă place la Constituția? Dar, poate să-mi plac. De ce nu vă place? Ce nu e bun la Constituție? Dar ce organizare este? Nu știu dacă este vreo organizare. Ar trebui schimbată Constituția? Ar trebui schimbat, cred că tot. Nu numai Constituția. Ar trebui să ne mândrim cu așa ceva, că suntem pe primul loc la... Păi da, luăm și noi o subvenție acolo. Luăm și noi un ban. Un ban grămadă. Din videochatul ăsta. O, Doamne. Ce părere aveți de fetele care practică așa ceva, videochatul ăsta? Depinde la ce practică. La stără cu... Da. Nu spunem chiar că nu se poate, dar... Ai așa mai pe de o parte și așa și așa și pe nicolo. Chiar să fim noi campion mondial, românii campion mondial așa ceva? Păi dacă avem băieți buni și are experiență, Doamne Dumnezeule, luăm și noi un bancrun. Deci nu e o rușine că suntem pe primul loc la așa ceva? Nu. Nu e o rușine? Noi, băieți, am muncit, tot ce a fost... bun și frumos, drag și luminos. Între noi fătălăi? Mulți. Sunt destui. Eu am fost taximetrist la viața mea. I-am întâlnit și străini și români și i-am mai și bătut. I-am bătut că n-aveam ce să fac. Cum n-aveai ce să fac? Păi dacă nu mai scăpam pe el. Păi ce, a încercat să vă agate? Mă pipe să mă lasă. Ce trebuie să faci? Recunoșteați din prima fătălău? Nu. A, nu. Dar... pe drum... Am întâlnit odată chiar și un chinez. Chinezii sunt fătălău. Păi da. S-a dat la noastră? Da. Ce pus să mă pipă, să mă... Bă, ce faci, ești nebun? Ai scula mare, m-a luat coartele. Hai, mă, bani! L-am luat și eu, ce să-i fac, nu? Na, bani. Aș da să te pălumesc atunci. Ce e Constituția exact? Ce este ea? Legile țării. Ce scrie în Constituție? A, bădă, o muncă așa. N-am citit-o bine. Venim de la muncă, suntem obosiți. N-ai citit Constituția? Poftiți? N-ai citit-o niciodată? Nu. Păi dați-o ridicați nouă, ca să spunem nimeni răspunsul. N-am citit-o pentru că n-am avut ocazia. Nu avem timp de Constituție, citim Constituția. Nu aveți timp de Constituție? Nu. Suntem la cimitir, avem alte treburi. Nu mai bine, mulțumim. Și Constituția, să o lăsăm așa?
fixat așa și pus în practică. A, pus în practică, asta e problema. Doar pus undeva în tablou și atât. O să o citești până la urmă? Ai vrea să citești Constituția țării? Nu prea vă rost. Știi cine a scris-o, Constituția? Nu. Grăbesc, eu i-am luat cadoul lui nevastă mea și... Nu, să te întreb, dacă mai respectă cineva Constituția în țara asta? Nu respectă nimeni, nimic. Aici e țara lui Dumnezeu. Fiecare cum poate. La revedere! Stați, are, cum să vă spun, ne zice așa, dacă n-a, are 9 găuri, ce gaură dumneavoastră a stupați la nevastă ca să stea cu dumneavoastră? Nu, mâncarea. Mâncarea. Întâi. Că dacă nu, pleacă. Constituția ar trebui schimbată? Ar trebui... Normal, normal. Ce este exact Constituția? În ziua de azi, mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu. La ce ne ajută exact Constituția? Adică la ce e ea bună? De ce avem Constituție? Se ajută pe parlamentari, pe cei care sunt la putere. Pe noi, egal cu zero, n-avem nici după ce bea apă. Ce e aia, știți ce este Constituția? Constituția României. Ce scrie în ea acolo? Nu prea citesc eu. Respectați Constituția? Păi eu respect munca mea și la revedere. Ce trebuie eu cu... Constituția. Ai citit-o vreodată, Constituția? Da, când eram la școală. Adică... Sunt în ziua de astăzi fatale printre noi? Este. De ce? E din vina femeilor, din vina lor? Din vina lor, normal. De ce? Păi dacă nu mai merge... Asta e problema. Ei, și fătălău, mai e și de alea că nu spunea bătăi înainte. Care ce? Ce facem? Nu știi ce... Care femeile are... Nu e adevărat. Ce e un fătălău? E unul care nu am șase singur, n-are probleme de perechi. N-are probleme de perechi. Sunteți de acord? Da. Ăsta. De la prima TV. Sunt mulți fătălăi printre noi sau sunt puțini? Ați întâlnit vreodată? Mai sunt. Fătălău, da. Asta e o expresie. Mai puțin, dar este. Da, ce înseamnă? Adică... Ba, dar nu știi treaba veche? Că sunt femei de-astea care au două sexuri. Două. Știți cum e? Da. Are și așa, și așa. E, și ăla e fătălău. Poftim? Ăla e de fapt fătălău. Ăla e fătălău, da. Are două sexuri. Am înțeles. Nu e nensurat, cum ne spunea. A, dar ce să e nensurat de-l drept? Fătălău, drept. V-ați apucat de video chat-ul ăsta, dacă s-ar plăti bine? Dacă s-ar fi, eu și nu cred. Nu v-ați apucat? Nu m-aș apuca că... Dar nu cred că ajung. De ce nu v-ați apucat? Da, că mulțumit de agricultură, am avut servici la industrie, am fost mulțumit, am închis fabrica, mi-a închis-o, dar mulțumit de munca care o am acum, dar nu cred că ajung eu pe acolo. Noi mai respectăm Constituția țării. Alții care sunt o respectă, dar alții care sunt la muncă, nu respectăm. Măi. De ce? O respectăm, dar nu avem timp de așa ceva. Ce este exact Constituția? Că Constituția ce să fie? Ceea ce am luptat și am realizat în 89, nu? Pentru toți. Ce scrie acolo? Ce scrie în Constituția asta? Că toți suntem liberi și avem dreptul la orice, nu? Ce este Constituția? Ce este? Pentru mine, eu de strabalare în ziua de azi. Știți exact ce a citit vreodată Constituția? Ce scrie în Constituția țării noastre? În Constituție ar trebui să scrie așa, să mai aibă grijă de oameni, nu numai de borfași și boschetari. Ce mesaj aveți pentru Constituție? E ziua aia astăzi, ce-i transmiteți Constituției? Să modifici. Spre bine poporului. Am înțeles. Să care toți infractorii și toți mecherii. Am înțeles. Asta ar trebui și nu prea o respectă nici nimeni, Constituția asta, nici pas. Nu e respectată începând de sus și până la ultimul polițai. Pentru domnul Ioan să bea și o bere din partea mea. Înțelegeți? Da, îi spune să bea și el o bere din partea mea. Mă crezi să facă pe jumate ce a făcut Ceaușescu, să ne ia de pe drumuri, să ne ducă la muncă. Nu l-a furat, nu l-a mânat. Domnul Iohannis se ocupa cu schiul, cu aranjele. Da, te dragi. Ce să fac cu mă sărac, cu mă și el, mă? E și el amărât, mă. A permis schiurile, da. E amărât săracul și n-are ce face omul. Omul dacă stă la oraș, ce să facă dacă n-are de muncă? Să schiază. Păi, își permite omul.
De ce au fetele noastre, spune, succes? Că sunt frumoase fetele noastre, de ce au succes în domeniul ăsta? Are succes la orice, la orice, și la muncă, și la... Da, da, nu prea... Stres. Și la stres. La mai mult le place videochatul ăsta în ultimul timp. Le-o plăcea, prafle. V-ați uitat vreodată? Ați fost curios să vă uitați la ele? De unde să mă uit, că eu n-am... Televizorul meu nu merge. Dacă îl împind la spate, merge. Merge. Un mesaj pentru Constituție, că e ziua ei astăzi. Ce-i transmis Constituției? Să se trezească.